Bună ziua, domnule primar și în curând poate și general al capitalei. Astăzi în platou la Gândul Live este bine că ați venit aici ca să lămurim niște aspecte și să și devoalați, să desecretizăm un pic din viața dumneavoastră personală, pentru că s-a discutat mai puțin despre cine este omul Cristian Popescu Piedone, dar și despre ceea ce ați pregătit în acest asalt asupra primăriei capitalei. Deci, bun venit! Să rămâinile dumneavoastră, o distinsă jurnalistă și s-a văzut și evoluție. Aveți în jurnalist cât probabil am și eu de administrație. Eu 34. Eu doar 30. Mulți înainte. Da, eu am 35 de căsătorie și mulți atunci înainte. Ai compensez cu anii dumneavoastră de presă. V-am urmărit, sunteți o jurnalistă extrem de corectă și direct pe subiect. Nu iertați pe nimeni, trageți din toate direcțiile. Sunt astăzi prezent la dumneavoastră să-mi scot șapca celebra mea, să o zic să română și să apucați să trageți cu ce vreți în mine. Da, deci după ce v-ați dat jos șapca, e așa un aer budist, cumva, în platou. Haideți să vă întreb, cum a fost copilăria dumneavoastră, că ați vorbit mult prea puțin sau aproape deloc despre ea în spațiul public? Unde v-ați născut? Cât de năzdrăvan erați în copilărie? Ca păreți că ați fi fost un copil năzdrăvan? Da. Din respect pentru dumneavoastră, îmi calc un principiu astăzi, spunând că iar amintirile din copilărie, chiar dacă sunt moldovean după mamă, n-o să-l citesc pe creangă, o să merg pe creanga pe care mi-ați aruncat-o mie astăzi și vă spun, și spun că mi-am încălcat principiul raportat la un singur lucru. Am spus că nu mai mă interesează trecutul, a te bate cu trecutul, ți-ar prezentul. Chiar dacă câștigi o bătălie cu trecutul sau pierzi o bătălie cu trecutul, nu mi-a ți-l dă nimeni înapoi, dar îți arzi prezentul. Iar mâine este ziua lui Dumnezeu. Nici eu, nici dumneavoastră și nimeni, nici bogatul, nici săracul nu știe ce se întâmplă mâine. Este ziua în care Dumnezeu ne scoală, ne dă încă o misiune pe acest pământ sau ne retrage fiecare după ce a făcut pe acest pământ, în rai sau în iad. Deci, revin la copilărie, da. Sunt născut în București, 100%, nu provincial ca alții sau posibil alții candidați. Sunt crescut, casa mea de la începuturi a fost în acea zonă care nu exista acele, cum se numesc, cartiere rezidențiale comuniste. Sunt două dealuri, dealul Cotrocenului și dealul Filaret în București. Mai sunt și un deal care a fost creat, dealul Cociocului, dar voi reveni mai târziu la el. Eu locuiesc pe dealul Mitropoliei, de la familia mea, acolo m-am născut, am 61 de ani, acolo m-am născut, acolo am crescut, am făcut școala la Maidanul Dulapului, se numea actualmente școalele, așa scrie scris, școalele da, primare, da. Enechiță Văcărescu, cu o vechime de peste 120 de ani și se numea Maidanul Dulapului. Trei generații, atât eu cât și copiii mei, am făcut frații mei, pentru că sunt prâslea din cei trei frați, făcut mai la bătrânețe, prâzlea știți că este mai, dacă îl mai faci și puțin mai pe la bătrânețe, așa este mai răsfățat. Diferența între mine și fratele mai mare exista, e de 10 ani, între mine și fratele mijlociu e de 7 ani. Cel mare a fost la Metrorex, o viață? Da, toată la Metrorex, cel alt a fost în domeniul Horeca și este businessman pe partea lui, n-avem treabă, nu suntem paraliși echidistanți, cosmetică, coafor și așa mai departe. Dar ca frați, bineînțeles, ne-am susținut, ei au fost bibliotecari de la început, eu am intrat în bibliotecă mai târziu, evadând cu toate, să zic, că n-am avut o copilărie foarte... Gândiți-vă, dacă tatăl a fost diplomat în România, am trăit niște ani prin ambasadele în care a fost trimis în misiune. Și cum era ca fiul de diplomat pe vremea aceea?
Era bine. Aveam, la vremea erau filmele cu cowboy, cu pistoale, aveam tot ce îmi trebuia. Aveam infrastructura, din păcate am fost singurul care a fost luat după părinți, fiind cel mai mic. Frații rămânând la studii în țară, venind doar în vacanțe să mă vadă, dar împreună am crescut. Eu, cum vă spuneam, ei au stat mai mult prin biblioteci. Eu am luat în primul rând, că este ușor biblioteca sau în ceea ce privește administrația locală să trec direct, deci am vrut să zic aceste biblioteci. În administrația locală e o metamorfoză atât de rapidă și complexă încât orice studiu din bibliotecă nu se leagă cu ce se întâmplă zi de zi în teritoriu. Ulterior am intrat și eu în bibliotecă. Asta nu înseamnă că n-am avut cultul sau educația în casă, dar am fost mai năzdrăvan, cum ai spus la început, și îmi permis să vorbesc cu tine la persoana întâi, că mă simt mai lejer așa. Deci flerul nu mă înșelă. Da. Și spun clar că experiența mea de viață raportat la beneficiile care a trebuit să le-am avut, numai într-un singur, adică toți zic, băi, ți-ai terminat facultatea, mea. Da, am copilărit vreo mai mult de 10 ani ieșind în lumea asta, fiind ospătar, fiind bucătar, spălând vase. Ați terminat, iertați-mă că vă întrerup, ați terminat liceul mult mai târziu. Nu, am fost prin mai multe licee și asta e altă, tot o escapada tinereții. Da, pentru că în curicul este 91-95. Da, e adevărat, am terminat și atunci am terminat. Dar până atunci am muncit. Pe cartea de muncă sunt aproape 40 de ani de muncă. Unde ați avut primul loc de muncă pe cartea de muncă? Primul loc de muncă l-am avut în comerț. Am fost la pădurea Puznicul de acum. Eram șeful bucătar, cel mai tânăr șef bucătar la vremea respectivă, în 1982-83, ceva de genul ăsta. După care am luat ca primul șef de unitate pentru celui mai mare complex, șef bucătar, pardon, cel mai mare complex de pe litoral, complexul Banat Olimp, care cuprindea campingul celebru care s-a ales praful de el în zona Olimp, cuprindea discoteca Pui de Urs de la vremea respectivă. Frumoase vremuri. Și eu la vremea respectivă aveam 22, eram singurul șef la vârsta aia. Cu o responsabilitate majoră, având deja atunci, cel puțin la complexul Banat Olimp, aveam aproape 120 de oameni în subordine și cu o gestiune imensă raportat la vremurile respective. Și cu tată diplomat și cu toate beneficiile acasă. Am fugit de bunătăți și am muncit. Mi-a plăcut mai mult. După care m-am întors cu hoinăreala. Hoinăreala. Și lucrurile astea, să știți că mi-au prins bine. Și în schimb, tatăl meu la fiecare onomastic al meu, a avut un om, mă, tată, că fiind și născut, vrea să-i calpă un om. Nu eram eu un tip atât de diplomat eu sunt mai vertical așa, dacă mă cataloguează cineva, pot să fiu catalogat astăzi la vârsta mea ca un general de infanterie. Sunt în câmp deschis, de fie nu-mi place cavaleria, nu-mi place, eu știu, cancelariile în care se fac strategii și astea, pentru că acolo orice ar face, orice strategie, e purașul de câmp, așa zis infanterist, este cel care ori duce la bun sfârșit ordinele pot fi bune sau proaste, sau merge în câmp deschis cu pieptul deschis, că el are credința că va câștiga. Fără vestea antiglonț. Fără vestea antiglonț. Operație Poviu, cum îmi place mie să vorbesc. Am înțeles. Deci ați fost un năzdrăvan, dar bătaia ați primit vreodată? Sau ați dat bătaie cuiva? Cu siguranță. Cui? Păi nu. Sau de la cine? În primul rând am nu martori oculari,
prima dată cum mi s-a spus Piedone, de unde a plecat treaba cu Piedone. Chiar de unde a plecat? De la Vanghelie? Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Nu. El e probabil a fost așa purtătorul de steag, dar nimic altceva. Piedone a plecat, dădusem la liceul George Coșbuc din București, cu toate că tata știa că trebuia să dau la Șincai. Și doar am făcut o mică manevră ca să nu dau treapta. Mi-a venit un coleg, băi, nu mai te înscrie la Șincai. El era plecat în străinătate, nu te înscrie la Șincai, că la Coșbuc se intre fără examen. Haide, bă, tata, trebuie să faci un contract. La vremea respectivă, liceul respectiv, cum erau pe timpul comuniștilor, erau patronat fiecare de câte o, de asta, nu instituție, fabrică. Coșbucu era patronat de uzinele Pompea Versa. Da, că era o chestie pe meserii. Da, pe meserii. Și era liceu teoretic, a fost un liceu de prestigiu. M-am întâlnit acolo cu un an mai mare, Iliuță Naghi, fata lui Tudor Vorghiu, cu Cristina Țopescu, mai multe celebrități și inclusiv profesori, celebru actor și profesor de fizică Herescu, care era cel care cu cuțitul în daci și l-au sacrificat pentru Zamolsis, aruncându-l în ca oferendă zeului dacic la vremea respectivă. Deci, da, s-a ajuns la Dimitrie Gusti. Da. Nu, stați puțin. Păi dacă vreți istorie, vă facem istorie. Așa. Avem multe de parcurs până ajungem la Dimitrie Gusti. Dimitrie Gusti a fost capătul de linie. Iar atunci, spunându-i tatălui că da, mă duc, a venit colegul și mi-a zis mergem că plecăm la mare mai devreme cu o lună de zile. Când am auzit de mare, gata, tată, ne înscriem la Coșbuc. Și m-am dus la Coșbuc, e adevărat. Îmi lăsase doi poli să câștig și eu la mare, dar să câștig la mare, să mă descurc la mare, dar i-am cheltuit în prima săptămână, să mai zic săptămâni. Și după care a trebuit să mă angajez, să spăl vase, ca să stăm toată vara la mare, că așa ne provo. Și era o gașcă, că așa erau pe timpurile respective și este și acum acest lucru. Dacă ați mâncat bătaie de la cineva, da, când erați copil sau adolescent. Am intrat în Coșbuc, balul bobocilor, urmă în bază bobocilor. Acum, în recreație, la liceu, erau băieții, mai se retrăgeau acolo, în toaletele alea, care o știm cu toată lumea, este și va fi și va fi cât va trăi pământul. Mai fumează o țigare, mai se discută una, băieții se retrag acolo. Și ne-am retras și noi. Băia de diploma, aveam respectiv, la vremea respectivă, Kentu în buzunar, al 13-le, cum se numea. Cu castel. Da, cu castel. Cu foarte castel. Bun și nu se mai găsește. Exact. Nu se mai găsește. Și atunci, buboc fiind, acolo supremația era dată cei dintre a 12-a care făceau și legile și erau puțini, nu să folosesc un cuvânt care se folosește astăzi, interlopi, dar erau baștanii liceului și erau și baștanii, că liceul George Coșbuc era aproape de patinoarul Gașca de Golan, se spune. Da, Gașca de Golan, care era patronată și pe unde eram foarte aproape de patinoarul 23 august. Și erau și suverani acolo, că singura distracție unde duceai, la film, la patinoar și cam atât. Că și un teatru care era care avea atracție, că discotecă, ușor să a apărut mai târziu acele discoteci pseudo-occidentale, că acolo erai mai și monitorizat și bei ceai în loc de vodcă sau eu știu ce mai bei pe acolo, dar s-a închis, că aveai orga aceea de lumini. În sfârșit. Și ajung în acea toaletă, culmea că câteva zile înainte din diplomație, că dacă am diplomat în casă, scot și eu să servesc și eu băieții de acolo cu câte o țigare și se obișnuiseră, la care am intrat atunci în ziua respectivă și să așteptau să se... Mai aveam o singură țigare în pachet. Bineînțeles, am luat-o și acest Oberstar Führer, care se considera el atunci... Asta zic, n-ai mă țigări? N-am. Eu zic, e ultima. Și mi-o smulge din mână. Bineînțeles, de atunci și acum, cred că odată și cu erodarea, am fi tinut foarte scurt.
l-am încins și l-am încins bine de tot. L-ați bătut? Nu. Pe șeful găștii? Nu, nu pe el singur, pe toți de acolo din Alvetă și am strâmbat și puțin veciorile pe acolo. De-a doua zi, Bubocu, care era și era și filmul în vogă la vremea respectivă, Piedone, Bubocu Cristian Popescu, tot de liceu, Să trăiți și Piedone, că l-a bătut șmecherul bacărul numărul 1 al liceului. Deci de acolo... Aia a fost prima dată și timp de 4 ani s-a pus. După care în politic, în administrație, culmea fără nicio vorbă a fost Șerban Huidu, care la cronica cărcotașilor a pomenit de Piedone și în aceeași zi o redutabilă jurnalistă de la Libertate a publicat pe titlu, pe prima pagină, Piedone. Ne vorbindu-se unul cu altul. Și de aici am avut și avantaje și dezavantaje. Avantajele notorietății care astăzi o decontez și nu mi-este ușor. La început mă acaparase această notorietate, simțind că mă cunoaște lumea, mă salută, mă recunoaște. Mă luase valul. Astăzi este o apăsare să fii notoriu, pentru că viață privată nu pot să am. Lui Fimiu îi se zicea de mic, Piedonelul, nevastă mea, doamna Piedone, doamna, dar el nu ne chema. Și începuse atacurile urâte și vă dau și un exemplu cu domnul colonel Turcescu. În evenimentul zilei, după un interviu care îl dau la primăria sectorului 6, unde aveam funcția de inspector general, echivalentul de astăzi al city managerului, îmi iau un interviu extraordinar, n-am văzut un băiat atât de sincer, n-a extraordinar. Mâine să va fi publicat pe prima pagină. Pe prima pagină, titlul mare, Piedone, justițiarul penal, era într-adevăr în text, era adevăratul interviu, exact cum. Dar eu înțeleg că trebuie să vin ziarul, dar de unde, până unde Piedone, justițiarul penal? Și bineînțeles, am vrut să acționez în judecată, mi-a zis, domne, auzi, păi cine e Piedone? E un pseudonim. Cum să dăm, pe cine dai în judecată? Dai cine dă Cristian? De Cristian Popescu un text scrie clar, da? Contabilizarea numelui de pe prima pagină ca să vândă era Piedone. Totul se contabiliza la mine. Rămăsese justițiarul penal. Vorbim la anii 2000. Și atunci am ales încă mai era, nu mai era să vă adăugați. Nu, să mi-l adaug în buletin ca să mă pot apăra. Bă, dacă când spunea lumea de Piedone, Piedone, ok. Păi stai mă că n-am zis de tine, am zis de Piedone. Și am văzut lucrul ăsta, da, domne, ok. Recunosc, la un moment dat a fost și o gândire de-a mea mai profundă. M-am gândit și la viitor și s-a văzut și rezultatul atunci. Astăzi nu mai cred că mai e nevoie să mă gândesc, dar la fel există. În primul rând, odată legalizat, adăugându-mi acest nume, Cristian Popescu Victor, Popescu Cristian Victor Piedone, că asta este numele real, Popescu Cristian Victor Piedone, m-am securizat pentru toate atacurile care veneau și nu mă puteam apăra, și doi, am jucat-o și puțin electoral, recunosc, în care pe orice buletin de vot, dacă ai pune cine are patru nume, cuvântul Piedone era în afara oricărei coloane de nume. Da, și se ajunge și când, pe calea cea mai scurtă. Da, și când deschideai, nu mai căutai, vedeai, îți ieșea în spate. Da, bună strategie, să spun așa. Da. Domnul primar, da, am și luat bătaie, ca să ne înțelegem. Ne presează timpul, deci bătaia a luat. Uitat și buză spartă. Mi-a dat unul de mesări bască. Am dormit lângă un copac vreo două ore. Cine? Cum îl cheam? Tot în tinerețe, stați liniștit, tot în tinerețe. Din cauza unei fete sau... Astea sunt alte de subiect. Dar sunt valorile tinereții. Nu poți să spui... Sigur. Doar că plătești fără să încasezi. Nu există viață. Există un reclaj. Dacă te nici o masă nu rămâne neplătită. Dacă te consideri șmecher, nu poți să fii șmecher. Sunt mai plastic și mă abțin la tine în emisiune. Îți spun în particular cum este ca să poți... Nu poți să... Spuneți-o. Nu, o spun mai... Nu, n-am cum să o spun. N-am cum să o spun, că v-am spus, nu... Mi-am ales alt target. Ok, atunci să mergem pe target. Bărgot. Bun. Dar nu înainte de a-mi spune foarte scurt
Unde v-ați cunoscut soția? Scurt. Soția a fost... Că aveți 35 de ani de căsătorie. Soția a fost subalternă mea. Am avut... m-am îndrăgostit de ea. Am tratat-o cu respect. O tratez cu respect. Este icoana mea, este Olimpul meu. Mă întorc de fiecare dată acasă, unde ea este regina sufletului meu. Mi-a crescut copii, ne creștem nepoții frumoți și altceva nu pot să-i reproșez. E adevărat, ea suferă foarte mult, ea este mai altfel, chiar dacă este olteancă și are gura mare, fără gura ei mare n-aș fi fost astăzi cine sunt. N-aș fi fost noastră mare. N-aș fi fost astăzi. Cum spune că în spatele unui bădat puternic stă o femeie și mai puternică, nevastă mea cu siguranță da. De aia de contează este, își consumă energia prea mult la portat, pune prea mult suflet. Eu am devenit puțin mai nesimțit în vultoarea asta, trăind în junglă, între animale, la propriu, să văd că orice zgârietură sau asta nu m-a afectat. Bun. Vorbind de acest asalt asupra primăriei Capitalei, în același timp este vorba și de fiul dumneavoastră care, iată, are drept țintă primăria sector 5. Ce părere aveți de ultima mutare care a fost făcută cu domnul Rareș? O fiindcă pus... Eu vreau să vă rog lucruri concrete, cum astăzi cred că s-a concretizat candidatul și nu zic adversarul meu, pentru că eu nu am adversari politici, eu am adversari electorali și nu sunt adversarii mei, sunt adversarii, cum spunea Dumnezeu, Stele de Parul Cornățeanu, oamenii de pe zebră. E firesc, dar cred că nici nu v-ați bucura, sau nimeni nu s-ar putea bucura de o victorie dacă nu ar avea cu cine să lupte. Cu siguranță. Să lupți de unul singur sau să alergi de unul singur, poți să și pierzi. Poți să ieși pe locul 2. Poți să ieși pe ultimul loc, da. Nu, competiția este ca în fotbal. Există competiție sportivă, așa ar trebui să existe și în politică. În schimb, e o diferență între politică și sport. În sport există fair play, nu, în politică există fair play? În fotbal, politica lor se face pe goluri. Dar în politica noastră, în care nu există fair play, se joacă pe voturi. Deci, acum că Piedone nu mai are 220 de kg și a început să miște mai ușor cu 120 de kg mai puțin și a tras-o la vincul, am tras-o. Repet, politica e și pe gol, dar și pe cetățean. Da, ați făcut și o piruetă. Pentru că spuneați atunci sunt puțin balerin, da. Da, atunci când dar a fost... Dar doar pentru interesul cetățeanului. Atunci când a fost acel dezastru de la colectiv, în care eu am considerat la acea vreme și iată că s-a și adevărat de către instanță doamnă, ulterior că a fost nevinovat. Necunoscându-vă până astăzi, da. Față în față, și lucrul ăsta, mi-e martor Dumnezeu și puteți să confirmați lucrul ăsta, că nu ne-am cunoscut, da, așa ne-am este, văzut, până azi, față în față n-am. V-am citit editorialele, v-am citit, v-am urmărit unde sunteți, dar vă mulțumesc în mod public, atât eu cât și familia mea, pentru atunci când eu eram în pușcărie și ce editorial a scris dumneavoastră. Drept, obiect și adevărat. Mulțumesc. Atunci, la acea vreme, dumneavoastră a spus că vă retrageți total din politică. De aceea vorbeam de acest balet. Ați revenit totuși ca să demonstrați sau ce motiv până la urmă aveți pentru primăria Capitalei? Ce vreți să schimbați? Ce anume vă deranjează foarte tare? Ce anume v-a deranjat în politica celorlalți primari care au avut pe mână acest oraș și totuși el nu arată așa cum și-ar dori cetățenii. Nu o luăm pe bucăți, o luăm așa, Capitala aș în întregul ei. Aș începe cu finalul răspunsului și o să mă întorc la început. Eu am fost repetent 30 de ani în administrație locală. Poate atât m-a dus, nu m-a trimis clasa. Dar de fiecare dată, la orice competiție electorală, cu mine pe prima linie și asumând în competiție, nefiind numit niciodată, în nicio funcție, am fost doar ales, au fost oamenii care au decis. Și în această competiție electorală, când, cum spuneam, nu zic că am performat, dar 30 de ani am stat în banca administrației locale. Să mă uit că și astăzi fac anumite greșeli, să aducă oameni
notori în profesiile lor. Respect pentru doctori, pentru jurământul lui Hipocrate, care îl au. Eu am jurământ față de cetățean, nu față de Hipocrate. Eu nu pot să pun picioare în gips, dar pot să stau, să-mi aduc aminte cât m-a băzăit profesorul și profesorul fiind cetățenii în cei 30 de ani de administrație. Nu pot să intru cu unii în competiție, ba eu intru, dar nu poate să arunci, să-mi arunci cel puțin mie în competiție oameni care încep să învețe astăzi alfabetul administrației, nu alfabetul profesiilor în care ai exilat. Bine, mulți vor spune că vor spune, da, că domne, și eu sunt manager, deci eu pot să manageriez. E adevărat, întâmplarea face să fie întâmplarea face să domnul doctor Cristoiu să fie manager al Spitalului Universitar care se află pe teritoriul sectorului 5. Și zic din păcate pentru domnia sa că nu este și în administrarea sectorului 5. Dacă manager și care ținea și de municipalitate, cu așa doi păl și cu ruși pe buze, trebuie să faci măcar o impresie atunci celor care intră. Și nu vreau să pornesc vreun atac și nu am vreun respect profesia de medic, sunt cei care ne ajută să supraviețuim atunci când avem nevoie. Acum vorbim de administrație. Noi vorbim de administrație. Da. Dar aș fi vrut să concurez cu oameni care au habar de administrație. Pentru că, vedeți, toată lumea spune în preagul, doar în preagul campaniilor electorale și, pe urmă, se prezint cu dosare, cu hârtii, cu cerculețe. Și aș fi venit astăzi la dumneavoastră în emisiune cu grafice, cu cerculețe, atâta trafic, atâta parcare. N-ați avut nici în alte campanii, n-ați avut un program pe care să-l aruncați. Programul meu este amprenta mea de 30 de ani, amprenta la două sectoare. Păi nu ești nebun tu, electorat, cel puțin la sectorul 4, ca la al doilea mandat, unde USL-ul era pe val și cu o prezență la vot de 63%, eu să ies cu 84%. La al doilea mandat, în contextul în care la al doilea mandat un primar se erodează. Dar să ieși cu peste 61% cât avea alianța USL, avea 61% și eu să ies cu 84%, păi nu m-au votat bebelușii sau cei care nu au votat, în rest toți din sectorul 4 și vorbim la al doilea mandat. Și încă un record, este un palmares nu pentru mine, pentru moștenirea familiei mele și fac o paranteză la moștenirea familiei mele, că nu există familia Piedonești, Piedonești lasă candidat la 5 și el pleacă la capitală. Păi cei care mă acuză, parte din brătieni, păi să-i aduc aminte, brătienii au fost generații la conducerea politicului, nepoți, frații și așa mai departe. Familii celebre, Gheorghe Hagi, de exemplu, fiul a urmat în fotbal. Păi dacă asta a văzut fiul în casă, e normal. George Bush Jr., Kennedy și multe alte familii. Sigur, eu n-aș vedea în asta o acuzație. Nu, dar mulți zic, domnule, familia Piedone, alo... Păi voi vorbiți, mă, că ați avut generații și astăzi brătianul ăla care a investit și familia și nepoții, PNL-ul este corcit? A fost, în schimb, au fost alte voci care v-au acuzat în timp, în anumite, hai să spunem, publicații, pe anumite site-uri, au scris despre dumneavoastră că v-ați creat una grande familie, cum s-ar spune, la sector și că foarte mulți la primărie erau fini, afini, rude și așa mai departe și că acum n-ar fi cazul să se întâmple același lucru cu primăria capitalei. Ce ați putea să răspundeți la această acuzație? Păi la această acuzație vă spun clar. În primul rând, o să mă ducă toți în discuția nu legalității, care n-am încălcat absolut nimic cu aceștia fini, și o să mă duc în discuția moralității. Da, și le spun cu subiect și predicat. Nu am încredere în artificii care vin sateliți transmiși de anumite partide politice făcut să sapă sau să blocheze. Dacă, de exemplu, city managerul, care este afin și avem hârtie de la ANI, că nu-l numeam de nebun sau să... așa... Ce scrie pe hârtia de la ANI? Apropo, chiar... Pe treaba cu mea sau cu... Eu vorbeam de nepot. Vreți cu mine? Da. Următorul subiect. Uh-huh. Să închid treaba. Dacă actualul city manager, care este afin și este băiatul surorii lui nevastă mea și crescut la mine în casă,
Păi în cine să am încredere? Într-un satelit de ăsta care îmi dă foc și mă vinde ca în piața publică? Da, nu, am încredere în cei care îi am în preajma mea și nu este doar afin. Sunt cu copii în preajma mea care am crescut și stau lângă mine de 20-25 de ani. Actualul primar care va candida la sectorul 6, Bogdan Pintileasa, chiar dacă n-a stat ca infanterist pe prima linie, a stat în spate, de 25 de ani este lângă mine. Deci garantați pentru el. L-am investit și va fi primar la sectorul 6. Iată pe unul care îl investesc cu cea mai mare încredere când ne cunoaștem la fel, dar nu Liviu Negoiță, care l-am dus pentru bătălia la sectorul 1. Unde a avut două mandate. Liviu Negoiță este cel care eu, Cristian Popescu Piedone, când am ajuns primar în 2008, el performase deja în 2004 și am făcut puțin copy-paste pe imaginația mea. Dar de acolo m-am inspirat, de la Liviu Negoiță. Cu siguranță astăzi nu trebuie să mai vorbim franțuzește la sectorul 1 și trebuie să vorbim românește. Ne place sau nu ne place? Suntem o comunitate europeană, tată, trebuie să fim stăpâni la noi și stăpâni acolo de unde sunt oamenii plini de nevoi. Și nu. Și ce facem cu clanurile? Clanurile, care clanuri? Clanul sportivilor, clanul nu știu care. Clanul, da, că, sectorul, știți, sunt sectorul, toate sectoarele pline de clanuri care okay. și că conduc okay. și okay. care chiar au infiltrații okay. în primării. Ok, ok. Da, folclorul. Și bineînțeles că fum fără, sau cum se zice, fum fără foc? Fum fără foc sau foc fără fum nu există. În sectorul 4 teritorial, bineînțeles, în sectorul unde am păstorit. În sectorul 4 au fost clanul sportivilor, da? Da, cu okay. Puiul Florian, cu mulți. Deci ok, au fost clanul da. Sportivilor. Când vreodată, pe n-au pus politicul și eu pe mine, pun interlopii, sub nicio formă. Lucrurile astea s-au văzut. Luăm statistici și nu vorbe. După venirea mea ca primar, la niciun an de zile, infracționalitatea în sectorul 4, raportat la taxă de protecție, taxă de ce făceau acele clanuri, s-a exportat. Numai... Și avizele pentru că mulți au devenit dezvoltatori imobiliari. Și nu vorbesc, de sectorul 4, vorbesc în general de toată capitala. E treaba lor, poate să-și investească... Și-au luat avize așa. Nu, nu. În ceea ce mă privește, nu și-au luat avize așa și și-au luat avize cu foarte multă legalitate. La mine nu există. La mine există o colaborare. Eu sunt, când am fost primar, ca și președintele unui ar trebui să fie primarul tuturor românilor. Pe mine nu mă interesează naționalitate, etnie, clanuri și alte, pe mine, pentru toți sunt primarul lor. Important e să le vorbești fiecăruia pe limba lor și să te înțeleagă că pe mine nu mă poate agăța și nu m-au agățat. Da, deci îi luați pe persoană fizică și absolut. Dacă nu încalcă legea, la atunci și sunteți prieteni cu ei. La sectorul 5, acum clanul Cămătaru, Nuțu Cămătaru, clanul Cartof Prăjit, eu știu ce clanul mai sunt. Ștoacă și altora, da. Ștoacă. Ia uitați-vă din nou, astăzi după venirea mea și cereți o statistică oficială la infracționalitatea și ce se întâmplă. Și vă spun clar. Ia, da, a mai scăzut, e adevărat. Nu că a scăzut, a scăzut. A mai scăzut, clar, și, da, da. Pentru că, am văzut ca, și primar, ca și primar, în afară de orice, trebuie să asiguri securitatea și siguranța omului pe stradă. De, la, de aceeași vorba. De când ieșiți dumneavoastră, doamnă, cu tocurile, să vă duceți la o nuntă, să nu vă rupă tocurile în trotuare, până când să nu vă tragă cineva o geantă. Când lăsăm Poliția Națională. Până la urmă, se decontează că oamenii n-au ajuns la să aibă atâta informație în care să înțeleagă că nu primarul are în prerogative siguranța cetățeanului. Dar văd că mulți, gen și Nicu Șordan, și-au angajat că vor scădea infracționalitate. Cum, tăticule? N-ai cum. Tu nu ai în prerogative așa ceva ca să poți să-ți asiguri așa. Dar prin aceea mărâtă de poliție locală sau prin autoritatea primarului, care trebuie să înseamnă autoritatea primarului, există și trebuie impusă în teritoriu. Eu vă spun, raportați la toți primarii generali până astăzi. Primarul general nu și-a exercitat până astăzi și până la mine, când voi ajunge primar general, autoritatea primarului general. Primarul general poate fi cel care dă ceasul și ora exactă în București, raportat la toate sectoarele. El este, prin intermediul Consiliului General, proprietarul domeniului public. Cel care poate impune o dezvoltare imobiliară
care eu, în principiul meu, trebuie este unificată și nu descentralizată, să avem 6 arhitecți șefi cu 6 viziuni și să vedem case de paiandă lângă Zgârie Nor sau Zgârie Nor în mijlocul parcurilor. Corect. Trebuie să facem unitar, dar repet, autoritatea primarului. Da, dar și închid cu acele clanuri. Da, o să vă întrebeți, domnule, dar cum ai făcut? Ce ai făcut? M-am întâlnit face to face cu ei și le-am zis, bă, Gogule, uite care e treaba. Aveți o problemă. Ce vă doare, mă, pe voi? Păi Xulescu, Vasilescu, vremea. Ok. Tu ce vrei, mă, Mustață, de exemplu? Ce vrei, clanul? Păi vreau, eu construiesc, care nu, sunt paralel și Ghinița, nu construia pe domeniul. Eu construiesc mansarde de bloc în sectorul 4. Vii cu aprobări de la asociație, mi-e îndeplinit toate avizele și n-am nicio problemă. Dacă e în legalitate, ți-am dat o autorizație, fără nicio problemă. Bă, dar și ce vreau eu de la voi? Cum să fim atât de prost? Că e o vorbă, dacă vrei să faci ceva, nu te duce, mă, la tine să-ți faci nevoile lângă casă sau să faci și lângă casă. Du-te, mă, frate, în altă parte. Bă, ce, voi vă luați taxă de protecție de la voi din casă? Voi vă duceți să vă faceți lucrurile sau să vă faceți, vă bateți între voi la voi în casă? Păi, Bucureștiu mare, mă. Acum, spărgătorii de case aveau chestia asta. Niciodată nu acționau decât în altă parte. Exportați, da. În alt teritoriu. Da. Dar, apropo de arhitectura asta, mie mi se pare că Bucureștiul este deja un oraș mutilat de chici. Este, da? Este. Ce facem? Pentru că avem calcan lângă calcan. Orașul în continuare se sufocă cu centrul. În loc orașele firești din toată lumea să se dezvolte așa, al nostru este așa, foarte înghesuit. Și deci cum veți reuși să nu mai existe acest chici, pentru că el există deja în arhitectură? Și doi, ce facem cu ride sharing-ul? Care e părerea dumneavoastră? Când veți veni, dacă veți veni primar general al capitalei, cum veți face? Pentru că avem peste 40.000 de mașini venite din toate județele care fac taximetrie. Normal să avem proteste cu taximetriști care spun, băi frate, mie îmi dai licență că spui că doar atâta. Avem voie doar atâția la numărul de locuitori. În vedeți, schimb, avem din toate județele venite, vedeți, toți ne poluează. Stați că puge ideea, departe, gata, da? Am înțeles, okay. Ce vreți. O luăm cu arhitectura și cu arhitectura. Da. Arhitectura este simplă. De la început, eu și-o spun lucrul ăsta și am spus-o inclusiv primarul general, unde am fost consilier general în cadrul Consiliului General 2000-2004 cu primar Traian Băsescu. A accesat atunci, da, majoritatea la fel, intereselor politice, că mai trebuie să dăm un post cuiva și la un sector, că mai trebuie să mulțumim pe cineva un lipitor de afișe și pe la alt sector. Și așa se nasc interesele politice înainte, da, intereselor cetățenești. Primul lucru, fiind și, repet, mă întorc din nou la autoritatea primarului, trebuiesc descentralizate anumite lucruri din primăria capitalei, dându-le către acești 6 primari și le urez succes, indiferent de coloratura politică. Eu, ca primar general al Bucureștiului, voi colabora cu absolut toată lumea, doar în interesul cetățeanului. Să-i ferească Dumnezeu să nu colaboreze cu mine. Nu mă duc să-i bat sau să ferească Dumnezeu. Dar o să-i fac de o cară publică. Nu vii cu un program, indiferent de culoarea ta de pe tricou, și pe urmă să dezamăgești și pe urmă să pui proiecte. Uitați ce se întâmplă azi în Consiliul General. Niște mitici l-au susținut pe Nicușor Dan 4 ani de zile. Unul, brătienii l-au suit pe primar general împreună cu USR-ul. Acum USR-ul a rămas constant și mă bucur că ne există o constantă, măcar se știe ceva. Iar alții s-au dat după perdea și astăzi îi blochează bugetul. Cine suferă în acest buget? De ce astăzi? 4 ani ai votat bugetul? Păi îl votam cu brio. Lasă, domne, că în spatele acelui buget nevotat suferă cetățeanul, suferă regiile care nu primesc, suferă multe, multe alte lucruri. De ce? Doar pentru o bătălie politică? Da, asta e jocul murdar al politicii. Deci centralizarea
pentru că Bucureștiul trebuie să dezvolte, cel puțin de acum încolo, pentru că avem reculul trecutului care ne lovește în cap, această dezvoltare urbanismică, urbanistică, haotică. Deci trebuie unificat, măcar o singură gândire, bună, proastă de una, nu șase gândiri într-un oraș. Și mai vrem să facem și metropolă, da. Pentru că suntem pe final, suntem înghesuiți de timp. Eu mi-aș dori să mai stăm încă 7 ore, dar nu se poate. Nu mă lasă patronul de la gândul. N-aveți voi, doamnelor și domnilor ziariști, câtă muniție are Piedore. Trageți în el și vă răspunde la tot. Da, da. Deci cu ride-sharing-ul, ce facem? Aici ține iar de implementarea și dialogul direct sau responsabilitatea primarului. Când tu, primar, gândești în interesul reprezentantului unui partid în care ești și nu gândești în interesul cetățeanului, să nu-l supărăm pe ăla, că e de la firma cutare, ia lu ăla. Să nu-l supărăm pe ăla, că e de la cutare. Nu, să nu-l supărăm pe X, că e politicianul Y care are ride sharing. Exact, să nu-l supărăm. Nu, tăticule, ține de tine, tu ai dat autorizație în București, deci spunem de autoritatea primarului general. Avem autoritate? Trăim în carne vie. Dar pentru cine? Pentru mine? Nu. Deci vreți să ia în carne vie? Pe ceea ce se cheamă ride-sharing? Gândiți-vă că este jocul vieții mele. Eu nu mai pot juca. Eu vreau ca după 4 ani de primar general să predau ștafeta unui tânăr adevărat, să regret și nu poate ei și n-au putut să spună cu subiect și predicat, și să predau ștafeta unui tânăr și ca nepoții mei să zică, bă, tataie, bun, rămân într-o istorie. Nu mă duc să mă cloconesc. La vârsta mea și la cariera mea, păi mă bag într-un joc în care spuneam de lunetici, păi ăștia mi-ar bea sângele, m-ar ucide, mai ales că le-am aruncat toate combinațiile în aer. Sunteți de acord cu rovineta de capitală, ca să fie impusă? Cu siguranță da, cu siguranță da. Perfect, și eu. Și în legătură cu... Cu mai multe rovine, inclusiv cu mersul prin centru, parcări pe unde vrem și nu știu ce. Păi, nici la Londra nu poți să intri prin centru cu mașina de câte ori vrei, ne obișnuim, ne numim capitala europeană numai pe ce? Pe interese politice? Dom'le, cu orice sacrificiu, un primar care vine cu responsabilitatea cetățeanului, trebuie să taie în carne vine pentru el, nu pentru politic. Și asta am făcut. Și de asta sunt aici unde sunt. Pentru că oamenii au contabilizat acest lucru. Bun, acum mai avem o problemă foarte, foarte mare. A fost și un scandal imens în ceea ce privit anumite azile, centre pentru bătrâni. Asistența socială, din punctul meu de vedere, domnul primar, este cam la pământ. Vai steaua noastră, nici nu se compară cu ceea ce există în Germania, în Franța, da, în alte țări europene. Ce veți face? Din fericire pentru experiența mea și cât am putut să le creez bucurie, am fost primar la 2 sectoare, cel puțin astăzi sunt primar, la cel mai, cu cazurile sociale, cel mai mult, cu asistența socială, cea mai raportat la comunitatea care e poate majoritară în sectorul 4 și nu numai cu, sunt cele mai multe cazuri raportate și cum am fost la sectorul 4, dar pe București adunate și de la persoane cu dizabilități, parcă așa a vrut Dumnezeu să pună totul într-un de vorba și... de bătrâni singuri, de faptul că nu există fată dragă, spun clar, a crea niște centre adevărate. Nu există bani. Dacă nu aveam subvențiile pe direcția de asistență socială de la guvern și astea sunt infinit mai puține decât raportul, că noi trebuie plătim de la asistenți maternali până la ajutoare sociale lunar, care nouă ne vin din contele defalcate. Bugetul local al primăriei sectorul 5, păi, n-ar fi avut nici să le ia câte un par de apă de plastic gol, nici măcar nimic să le pune în apă în ea. Deci, guvernul sau cei care ne păstoresc astăzi în România și pe viitor, trebuie să gândească, pentru că ușor, dacă vrem să ne comparăm cu Europa, trebuie să aducem și standardul la nivelul Europei. Deci veți gândi un parteneriat solid cu guvernul pe tema asta. Eu sunt portavocea cetățeanului și așa mai voi expune. Eu când vorbesc, dau și un exemplu. Dai în mine, dai în Fabriciu Zine, dai în clasa muncitoare. Eu nu fac nimic pentru mine. Merg cu oamenii, dacă oamenii mă trimit la guvern și guvernul, cum am auzit purtătorul de cuvânt pe domnul Romașcanu la o emisiune TV, bine, o să iasă Piedone primar general și dacă nu are guvernul lui, cine-i dă banii? Pe așa gândiți, mă, miticilor, așa gândiți? Cum să gândiți, mă, așa? Cum să gândești așa? Adică ajunge omul primar, păi tu trebuie, băi, bun, rău, ți-a ajuns, că nu-i de formațiunea ta, că nu-i de culoarea ta, că nu-ți răspunde ție la să trăiți. Băi, oamenii, mă,
Cine te-a trimis pe tine? Ești efemer în viața asta. Câți bani investiți personal în această campanie? 2 lei. Și 4 bani. Și 4 bani. Eu am făcut campanie, eu nu mai am nevoie de campanie. Eu am avut acum, după 14 ani, chiar am făcut monitorizare. Chiar 15 ani, eu n-am intrat în platou de televiziune. Eu nu mai știu, chiar dacă am fost producător de emisiune la Prima TV, timp de 5 ani de zile. Aveam emisiunea mea, Protecția Cetățeanului, mandatul 2000-2005. Și cu cât erați plătit? Chiar? 5.000 de dolari. 5.000 de dolari? La vremea respectivă. La vremea respectivă. Da, da. Bun plătit. Păi da, asta este. Dar era și posibilitatea acumului de funcții. Eram și inspector general, eram și consilier general, eram și în vreo două consilii de administrație. Multe și multe lucruri. Deci o să aveți o pensie mare. Pensie. Domne, eu când am intrat în politică acum 90, eu aveam tabla pusă pe casă și aveam și aceiași pantofi în picioare. Mulți vin, intră cu un șoșon și un galoș și se gândesc ce spune pe casă. Dar ați făcut și o facultate. Da, mulțumesc. La Petroșani. La Petroșani. Da. Da. Ok, sunt economist. Cred că s-a văzut lucrul ăsta. Că pot cumpăra aceeași bancă care o cumpă alt sector sau cum cumpăra Primăria Capitalei, o bancă de 1.500 de euro. Asta vă întreb, cum v-a ajutat? Facultatea v-a ajutat în administrație, da? Dom'le, vrei, nu vrei, la un moment dat te dai pe făgajul normalității, da? Și trebuie să vezi. Și spuneam, ca economist, da, știu să grămuiesc fiecare leuț, fiecare cent. Și nu sunt un tip să am extravagație. Am boala mea, am venit cu ea, am mașinile de epocă care le-am construit de la zero, am venit cu ele în declarație, am avut declarația de avere sechestrată 8 ani și jumătate, chiar 9 ani cu tot cu pușcărie. După care, acum când voi candida ca primar, o să-i surprind și vă spun în premieră la dumneavoastră, o să-i surprind. O să fac o declarație cu salariul meu, că restul am donat totul copiilor. Mă duc la primărie cum m-am născut, în pielea goală. Și n-am nevoie de nimic. O frunză în față măcar vă trebuie. Nu, că trebuie să vadă potențialul cu care vă bat cu ei. Vom vedea. Deci, ați avut o problemă cu anii, apropo de bătălii, în ultima perioadă. Acum... Păi nu v-am spus mai devreme. S-a concretizat. S-a concretizat, da. Și ce sancțiune ați luat? Păi, momentan sunt în judecată cu ei, dar mi-a dat măsură administrativă în care Comisia de Disciplină din cadrul primăriei să mă sancționeze disciplinar. Cu ce? Păi de la mustrare, avertisment sau cea mai drastică sancțiune este suspendarea din funcție timp de 3 luni de zile, dar nu în timpul campaniei electorale. Iată că au scăpat-o și pe asta. Deci doar două pot fi date. Da. Nu, și sau asta poate să mai. Oricum, mai durează procesul. Dureze un an, doi, nu știu cât. Vom vedea. În legătură cu domnul Pandele, aș vrea să vă întreb. Dânsul, la un moment dat, a fost destul de dur așa și a spus că și-ar dori să... Haideți să nu mai... Să fiți față în față. Cu siguranță. Ați avut vreodată un alt conflict cu dânsul? Respect maxim pentru domnul primar Pandele. S-a demonstrat că este un primar performant, în voluntari. Eu nu l-am contracandidat. Eu nu am început polemică să intru cu domnia sa. Nici cu doamna Firea. Dacă era contracandidat, cu toate că ne mâncam din voturi, eu am spus competiție sportivă. Respect pe Gabi Firea și eu, ca primar la două sectoare, și Gabi Firea, ca primar general, au făcut lucruri pentru București. Eu ieșeam cu ea fără să o ating cu o floare, intram în campanie ca electoratul să decide ce am făcut eu și ce a făcut doamna Gabi Firea. Și cel mai bun să câștige să-l bată pe Nicușor Dan, că de fapt asta este. Nicușor Dan, game over. Ăsta este țelul meu. Ați învățat ceva de la Traian Băsescu? Multe. Ce, spre exemplu? Nu să beau whisky cu 3 cuburi de gheață, niciun caz. Dar ce beți în loc de whisky? Ce vă place cel mai tare? Sunt tradiționalist. Îmi place palinca, dar la palinca am început ușor să mă dau cu sania și mă ferez de ea. Pentru că și raportat la vârstă, bea o bere ca tot omul,
la un eveniment poate beau o cupă de șampanie. Stați puțin, sunt bărbat. Da, normal. Mă duc cu băieții la bere. Despre ce vorbim? Și băieții mei acum sunt mari. Vorbesc de băieți, băiatul meu, ginerele și... Trebuie să nu ne ducem să ne numărăm timbrele din clasă. Deci te-ai muscul de pe listă în ceea ce privește pe Traian Băsescu. Ce ați învățat? Două, trei chestiuni foarte importante care privesc administrația. În administrație să mergi pe mâna ta, să cazi pe mâna ta dacă este cazul, să fii animal în bătaie cu toate fiarele, pentru că în jurul tău nu sunt oameni, sunt tot animale. Dar trebuie să fii king of the jungle. Să fii loc. Astăzi sunteți vărsător, sunteți... Sunt vărsător. În februarie. Da, sunt vărsător, da. Născut, da. Au abilitățile lor. Cei din zona. Traian Băsescu a fost un animal, ne place sau nu ne place, dar a fost animal. Animal politic, fost vreți animal, să spuneți. Da, animal politic, da. Bun. Și ce v-a plăcut din ce a făcut Traian Băsescu la Capitală? Ce a făcut Traian Băsescu la Capitală? Da. Ce v-a plăcut? Nu mi-a plăcut din că ce... la un moment dat trebuia să-i dau un milion de euro. Trebuia să-i dați un milion de dolari, pardon. Un milion de dolari pe cap de fiecare consilier. Când politic, și am învățat de atunci, iar o experiență, fiind disciplinar la vremea respectivă în cadrul Partidului Social Democrat, ni s-a spus să nu votăm proiectul pasajului Basarab. Și nu l-ați întrebat de ce? Cine întreabă la un partid în regimen? Trăiți, am înțeles... Te duci cu mâna jos sau sus? Păi spuneați că dumneavoastră nu aveți nicio treabă cu ăștia de la partid. Păi stați puțin, atunci eram acolo și eram în pionieratul meu în administrație. Vorbim de acum 24 de ani. Despre ce vorbim? Există în fiecare dintre noi atât schimbări la față, în comportament, în caractere. Deci ce nu v-a omorât, v-a întărit. Absolut, 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 da. Cum spuneam, trebuia să-i dau, ne-a dat în judecată. Și atunci am adus la partid, alo, nu eu, toți colegii și nu pe noi, tot consiliul. Și trebuia să fie că fiecare consiliu și aveau avocați, pentru că se votase, luase fondurile, luase absolut tot și noi nu votam studiile de sezabilitate și indicatorii tehnico-economici ca să putea să dea drumul la implementare. Și atunci eu am avut ideea strălucită și ne-a acționat Consiliul General pe fiecare cap în parte. Și n-a revenit la când ne cerea, dacă am un milion de dolari la vremea respectivă, că nu era cu euro. De acolo m-am dus la partid. Gogule, luați voi treaba asta, că eu mâine ridic mâina cu două mâini. Îmi pare rău. Politica e politică și omul are dreptate. Ce facem în special pentru bucurie? Iată, astăzi beneficiem în continuare de acest pasaj, care ar trebui multiplicat. Sunt astăzi studii de fezabilitate pe timpul lui Traian Băsescu, și proiecte de când am asistat atunci când au venit japonezii pentru descongestionarea traficului, care îți dacă însertare, plătite. Le voi pune în aplicare. Chiar pasajul de sub Piața Romană. Multe care descongestiona traficul. Eu n-am venit aici la dumneavoastră să promit. Eu n-am venit la dumneavoastră să vă spun și cum vă spun... Eu vă doresc să faceți. Nu. Eu vă spun un singur lucru. Ca dumneavoastră, astăzi, care m-ați cunoscut personal, vă spun că n-ați să vă dezamăgesc cum le-am spus și cetățenilor timp de 30 de ani. Haideți să o văd și pe asta. Deal. Deal. Mulțumesc tare mult. Să rămâinile. Succes.